La terminalul Saddam din portul Tallinn pentru îmbarcarea de la ora 10:30 pentru Helsinki. Pe pasarela, acum ne îmbarcăm pe feribot. Oamenii se îmbarcă pentru cursa de Helsinki. Cam o oră jumate face. Ia uitați aici cu acest feribot. Am deplasat spre Helsinki. Ia uitați ce e aici. Suntem în feribot, uitați câte locuri, sală de jocuri, pentru o călătorie de o oră jumate, două ore, între Tallinn și restaurant, între Tallinn și Helsinki. Am uitat să vă spun. Tot ce vrei, 7 etaje. Treabă serioasă. Ia uitați ce este. În molul de pe feribotul cursei Tallinn-Helsinki cu fratele meu. Ia priviți aici niște scoruri la băuturi.
în euro. Design extraordinar. Sticla de sus 899 de euro. Și să știți, am văzut foarte, foarte mulți călători. Sunt 5 curse zilnice, dacă am văzut bine. Foarte mulți cumpărători. Din păcate nu-i voie să filmez, nu este voie. Așa că un pic pe ascuns aici la raioanele. Unde? Ah, vine cineva. Vine cineva. Uitați aici ce statuie, omuleț, fața unui mall, lângă port. Uitați la băiatul acesta cum se sacrifică pentru existență. Ne și privește, nu e rușinat, ceva foarte interesant, foarte interesant. Priviți-l cu mare atenție. Thank you.
Salutare, dragi prieteni! Suntem la Helsinki. Ne-am îmbarcat pentru o cursă de ferryboat în scopul de a ajunge la Tallinn. Ia uitați aici, nu opulență. Uitați cum arată. Mall, magazine, parfumuri pentru femei, lifturi externe. La etajul 9, 12, pardon, mi se spune, și așa este, am uitat, ia uitați liftul, ia uitați, deja 11, lifturi, da, ferryboat. Vă prezint puțin cum arată ferryboat-ul a cursei Helsinki-Tallinn. Era la Helsinki, în centrul orașului. Am văzut-o pe o ploaie monumentală. O vedem și pe uscat, într-o copie, la etajul 10 al ferryboat-ului Helsinki, Italia.
la etajul 10 al ferry-boat-ului, care face cursa între Helsinki și Tallinn. Timp de 2 ore, la incredibilul preț de 20 de euro de persoană. Gândiți-vă că mă aflu la etajul 10 din 12 etaje. Aici cu frățiorul meu, explorând zona. Dacă nu mă credeți, uitați înălțimea. Uitați unde ne aflăm, cum arată aici. Probabil vom veni să servim ceva. Trebuie marcat evenimentul. Încerc să focalizez, să vedeți portul Helsinki.